găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și astăzi vorbim despre artă, despre cultură și, evident, despre toate subiectele conexe celor două. Și în această seară vom sta de vorbă cu Liliana Lirca, PR și muzeograf la Muzeul Județean Mureș. Așadar, bine ai venit în One to One, Liliana. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare, mare drag, tare vrem să știm cum mai e oarecum cultura la nivelul general după o perioadă atât de slabă în care mulți lauri nu s-au putut culege în ultimii 2 ani, dar cine știe, poate ne rezervă viitorul vremuri mai bune și încet, încet vom avea parte de redresarea mult dorită. Sunt curios dacă ți-a plăcut să înveți despre științe în școală, dacă ai venit așa într-o zonă oarecum a științelor și a artei, sigur. Nu pot să zic că m-a atras în mod special în școală, având în vedere că eu am terminat liceul pedagogic, dar am învățat noțiuni elementare din fiecare. Ce m-a atras cel mai tare la Muzeul Județean Mureș au fost chiar galeriile de artă. Prima mea întâlnire cu muzeul a însemnat întâlnirea cu Tonița. Vorbim de muza pamfletarului, care mi-a atras atenția și mi-am dat seama că îmi doresc foarte tare să fiu în acest mediu. Mai apoi am fost surprinsă să-mi dau seama că Muzeul Județean Mureș nu înseamnă doar galeriile de artă din Palatul Culturii. Înseamnă secția de etnografie și artă populară din Palatul Toldologhii, înseamnă secția de arheologie și istorie din Cetatea Medievală, înseamnă secția de științe naturale sau științele naturii din clădirea de pe Horea 24, o clădire proaspăt renovată sau refăcută după o foarte lungă perioadă de timp. Și, desigur, să nu uităm de situl arheologic de la Călugăreni, unde acolo am descoperit liniștea naturii alături de vestigiile istorice, de ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri din trecut, ca și mărturii. Erai vorbăreață? Întotdeauna am fost o persoană vorbăreață, de când mă știu, aș putea spune. Vorbesc. Ca PR chiar trebuie să fii vorbăreț. Da, am de ales de multe ori, dar cred eu că vorbesc și bine câteodată. Da, sau cel puțin ne străduim să facem cât mai bine, astfel încât să fim pe înțelesul tuturor în favoarea instituției pentru care lucrăm sau pentru care punem osul. Știu că originele tale sunt la malul mării. Cum te-ai desprins? Pentru că unii iubesc marea și abia așteaptă să ajungă la ea. Tu te-ai despărțit de ea și ai venit undeva unde marea este departe de tine. Cum a fost acest salt de la, iată, malul mării, litoral, la Podiș, într-o zonă așa, în interiorul Arcului Carpatic? De când am plecat din Constanța, iubesc mai mult marea decât atunci când locuiam acolo. Întotdeauna când pierzi ceva, ajungi să prețuiești. Nu cred că am pierdut, ci am ales. Am ales să mă căsătoresc și am știut de la bun început că acest pas însemna și o călătorie. O călătorie nu neapărat aici, în Târgu Mureș. Călătoria a pornit, de fapt, din Constanța, a început totul. Am terminat liceul pedagogic și cu profil vocațional. Mai apoi am terminat facultatea de psihologie și am intrat în învățământ. 11 ani am crezut că numai asta știu să fac și nu credeam că pot face altceva. Până în momentul în care l-am întâlnit pe soțul meu și mi-a explicat că meseria lui e de așa natură încât trebuie să ne plimbăm. Și am spus, ok, hai să încercăm. Primul loc unde ne-am oprit a fost Bucureștiul. Deși e capitala țării, nu m-am simțit foarte atrasă de aglomerație. Multă lume nu se simte bine acolo, mai ales din cei care merg și cred că e marea cu sarea și totul curge
oarecum lapte și miere pe acolo. Exact, așa că am plecat și de acolo. Am avut norocul, de fapt, să putem pleca la Sibiu. La Sibiu am stat 4 ani și acolo am întâlnit, prin activitatea de voluntariat, mai multe activități culturale. După cum bine știți, Sibiul din 2007, în 2007 a fost capitală culturală europeană și, practic, a fost momentul în care ei s-au dezvoltat foarte mult din punct de vedere al turismului și al tot ceea ce ține de mediul cultural. Ce bine, bine au făcut. Foarte bine, foarte bine. Pentru că, de exemplu, în Constanța nici nu știam ce înseamnă noțiunea de voluntar. În schimb, la 30 de ani am făcut primul voluntariat din viața mea la un festival de muzică, Armania, nu știu dacă vă este cunoscut. Mai apoi am fost la un festival de film, Astrafilm. Chiar după ce s-a terminat ediția aceea din 2013 a fost, da, 2013, am crezut că voi merge la antropologie. M-a atras foarte tare ideea de antropologie, de film documentar. După care, dintr-o întâmplare, am dat de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Acolo am fost voluntar timp de 2 ediții consecutive și, printr-un noroc, persoana care se ocupa de voluntari în acea perioadă m-a întrebat dacă vreau să fac masterul la Sibiu, la Facultatea de Litere și Arte, la specializarea management cultural. Și am spus, de ce nu, îmi place foarte mult și aș vrea să încerc și acest domeniu. Am terminat masterul la Sibiu, dar între timp mi s-a oferit o posibilitate să preiau programul de voluntariat al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, alături de colega mea Petruța Popescu, cu care am lucrat extraordinar. Timp de 4 ediții am înțeles ce înseamnă de la ea relațiile internaționale, felul în care se comunică cu străinii, pentru că în programul de voluntariat nu aveam doar voluntari locali români, ci erau din peste 70 de țări, inclusiv Japonia. Prin această experiență mi s-a oferit posibilitatea să particip la un proiect de exchange project cu un oraș din Japonia, în Takayama, iar acolo, tot așa, printr-o coincidență foarte frumoasă, am întâlnit pe unul din muzeografii Muzeului de Istorie și Artă din Takayama. La acea perioadă nici nu mă gândeam că voi avea tangențe cu muzeografia sau că voi fi implicată în vreun fel. În schimb, am savurat și am încercat să preiau toată experiența de muzeograf a persoanei respective și am fost alături de el câteva zile să văd ce face un muzeograf în Japonia, într-un muzeu de artă și istorie. După această experiență, a sosit momentul să ne mutăm, pentru că, desigur, proiectele soțului meu se și termină. Deci au un început și se și termină pe infrastructură rutieră, ca să, dar zic atât, aici mă opresc. Și ne-am mutat timp de un an și puțin în Târgu Jiu. În Târgu Jiu am descoperit un oraș total diferit de așteptările mele, în sensul că m-a atras foarte tare faptul că chiar în mijlocul orașului este un parc. Un parc, știm foarte bine, unde sunt lucrările lui Brâncuș, respectiv Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Și pe alea aceea a lui Brâncuș, eu pot să vă zic că m-am plimbat chiar și în pauzele de masă, mergeam să mă plimb pe acea ale. M-a atras foarte mult acel oraș și am plecat cu o foarte mare nostalgie din orașul lui Brâncuș. După ce am plecat de acolo, ne-am mutat la Cluj. La Cluj m-am dus cu așteptări, ca orice om. Sunt curios, după aceste așteptări, ce urmează să-mi spui? Cred că n-a fost la momentul potrivit. Eram deja mamă, aveam altă viziune asupra vieții, eram mult mai atrasă de orașele mai mici, unde oamenii se cunosc. Îmi place ideea că oamenii se cunosc, interacționează real unul cu celălalt și pot dezvolta proiecte împreună mult mai ușor. Într-un oraș mare nu se poate întâmpla acest lucru. Totul este puțin înlocuit de tehnologie și mă cam săturasem de acest aspect. Și am avut norocul că la Târgu Mureș s-a construit acel ciot, cum spun unele persoane, de autostradă și ne-am mutat aici. Și a fost și momentul când am spus stop, aici este locul meu. Și dacă autostrada va merge în următorii ani spre Brașov?
Se va face băgăjelul și... Nu, din fericire, din ghinion, nu știu, nu pot să zic care este acum rezultatul. Tot ce pot spune este că copilul meu este la școala primară și îmi doresc foarte tare ca și școala gimnazială să urmeze tot în Târgu Mureș, pentru că am putut vedea diferența în mai multe orașe, ce înseamnă sistemul de învățământ. Iar în Târgu Mureș, o spun cu mâna pe suflet, e cel mai bun sistem de învățământ pe care l-am perceput până acum. Și o da, spui ținând cont și de background-ul tău, da, când vine vorba de educație, exact, că a fost cadru didactic. Exact. Și este locul unde aș recomanda tuturor oamenilor pe care îi cunosc să-și dea copiii la școală și să crească un copil în Târgu Mureș. Deci cred că asta este locul perfect pentru a crește copii și pentru a te dezvolta. De ce? De ce să crească în Târgu Mureș? Care ar fi atuurile? Pentru un loc safe, este un loc sigur. Toată lumea își vede de treabă, nu știu dacă are sens ceea ce spun, dar am văzut și alte orașe și nu e la fel. În sensul că oamenii, cunoscându-se, e foarte ușor să știi cam fiecare care este background-ul lui și cam ce tip de intenție are. Și chiar și când eram în Constanța, primeam foarte multe materiale didactice din Târgu Mureș. Deci știam de la bun început că Târgu Mureșul e foarte bine pe partea de educație și îmi doresc clar pentru copilul meu ce este mai bun. Și pentru mine în acest moment copilul este prioritatea. Și eu la muzeu, desigur. Ținând cont de faptul că există întotdeauna o corelativă între educație și cultură și mergând pe ideea că, iată, în Târgu Mureș, conform spuselor tale, este un sistem bun de educație, stăm la fel de bine și la cultură? Cred că sunt mână în mână. Se păstrează corelația? Da, se păstrează corelația. Singurul lucru care cred că suntem în minus este partea de vizibilitate. Dar ca și calitatea culturii, cred că suntem la cele mai înalte standarde. Și nu o spun eu pentru că lucrez la Muzeul Județean Mureș, ci o spun pentru că văd în jurul meu deschidere foarte mare, atât din partea partenerilor interinstituționali ai Consiliului Județean Mureș, desigur instituții culturale, dar văd deschidere și din partea partenerilor din educație. Ei sunt foarte deschiși la activitățile noastre și s-au creat niște legături extraordinare în ultimul an. În sensul că activitatea de pedagogie muzeală nu a suferit datorită pandemiei, ci din contră, s-a încercat păstrarea acelor activități și chiar încetul cu încetul se vor naște noi proiecte și nu doar cu școlile generale, ci și cu liceele. În acest moment suntem în discuții pentru un proiect nou numit Istoria se învață altfel la muzeu și ne dorim să mergem în școli cu muzeograf pe specializarea de istorie, în care să discutăm despre primul război mondial și să completăm manualul școlar de istorie cu expoziția temporară Mureșeni în tranșele Marelui Război. Deci, practic, elevii vor avea posibilitatea ca pe lângă informațiile pe care le primesc să poată experimenta istoria. Și cum putem să o experimentăm decât încercând să dramatizăm anumite aspecte pe care le înțelegem, da? Sau pe care dacă în momentul respectiv în care se predă nu le înțelegem, sigur le vom înțelege într-o dezbatere. Și practic asta ne dorim cu acest proiect, să deschidem ușile muzeului și ale școlilor în interesul elevilor. Interesant proiect și m-aș duce mai departe să te întreb, cum crezi că este trendul când vine vorba de cultură la modul general în România? Iată, am vorbit despre Târgu Mureș, cum ar fi la nivel macro, la național? La nivel macro, având în vedere că suntem încă în pandemie, nu putem vorbi despre rezultate cantitative. Tot ce pot spune este din punct de vedere calitativ. Cred că acum toate instituțiile de cultură care au rezistat acestei pandemii și mai reușesc să organizeze evenimente culturale, merg foarte mult pe calitatea produsului cultural. Nu mai merg pe numărul de bilete vândute, pentru că nu este cazul. Și cred că în pandemie cel mai important este să rămâi constant și să rămâi activ. Să fii consecvent. Exact, exact. Fără discuție. Fără discuție. Și aici cred că se va cerne puțin după ce se va termina această pandemie cine va rămâne practic pe piața culturală. De când timp ești muzeograf?
de aproape un an. Sunt muzeograf iar la Muzeul Județean Mureș. Și în ambele ipostaze de un an? Oarecum a intrat în paralel? Da. Da, cu cele exact, două la Muzeul exact. Județean Mureș. De fapt sunt muzeograf cu atribuții de PR, pentru că în organigramă nu există departamentul de PR sau relații cu presa. Și care latură este mai solicitantă? PR. PR-ul, pentru că relațiile publice în primul rând implică că, după cum bine știți, comunicarea internă și faptul că imaginea instituției și ceea ce se vede în exterior și comunicarea externă. Deci asta e cea mai solicitantă. E un fel de preot așa care știe tot, lasă doar anume aspecte să se vadă. Aș vrea să zic dascăl. Bine, fie cum spui tu. Da, e important că atunci când vii să vorbești despre instituție să știi toate aspectele ei, ca să știi ce este mai bun din acea instituție și ce poți oferi partenerilor sau viitorilor sponsori. Și apropo de instituția pe care trebuie să o cunoască un PR, muzeograf, da. Ce ne poți spune despre această instituție de elită a culturii mureșene? O să vă spun origini, ceea ce nu se în linii mari, cunoaște. Sau, exact, hai exact. Să mergem pe ce nu se știe. Pe ce nu se știe. În primul rând, Muzeul Județean Mureș funcționează ca și un complex muzeal. Deși nu este complex muzeal, e format din 8 secții. Fiecare 8 secții de sine stătătoare cu 5 spații de vizitare. Le-am enumerat mai devreme, dar o să le mai enumăr ca să fie clar pentru toată lumea. Vorbim despre Palatul Culturii, unde avem expozițiile de bază de la parter, etajul 1 și etajul 2. Vorbim de expoziția temporară de la galeriile de artă, și anume expoziția Eugen Gâscă, care va fi deschisă până în data de 29 aprilie. Mai apoi urcăm un etaj, pe partea dreaptă întâlnim Galeria de Artă Românească Modernă și Galeria Ion Vlasiu, iar pe partea stângă întâlnim Galeria de Artă Maghiară, proaspăt redeschisă după o pauză de mai bine de 2 ani. Terminăm cu Palatul Culturii, mergem departe pe stradă. Poate bem și o cafea până să ajungem până la următoarea locație. Da? Nu. Ok. Ne oprim la Palatul Toldologhii, care a fost proaspăt renovat acoperișul, deci este safe acum pentru vizitare. Intrăm în Palatul Toldologhii, unde găsim două expoziții temporare, interioarele locuințelor. Mai apoi urcăm în expoziția temporară Mureșeni în tranșeele Marelui Război. Tot acolo o să întâlnim și expoziția Târgurile Mureșene. După ce petrecem puțin timp în curtea interioară alături de colegii noștri muzeografi și supraveghetori, mergem mai departe și zic să facem stânga spre strada Horea, unde intrăm la secția de științele naturii, vorbim despre o clădire proaspăt renovată și vorbim de pregătirea expoziției de bază, dar aceste lucruri nu depind neapărat de Muzeul Județean Mureș, după cum bine știți. Noi suntem în subordinea Consiliului Județean Mureș, cel care a propus proiectul, cel care derulează în continuare proiectul european de reabilitare a clădirii de pe strada Horea 24. Ce pot să spun este că în perioada de reabilitare la secția de științele naturii, toate activitățile de pedagogie muzeală au continuat, ceea ce este un mare plus pentru noi, că deși era un spațiu expozițional închis și un spațiu de vizitare închis, totuși elevii și școlarii și preșcolarii s-au putut bucura în continuare de activitatea de pedagogie muzeală propusă de colegii mei. Mergem și de acolo, ne ducem acum în cetate, iar în cetate, hai că mijloc, luăm sau... și, să zic, un covrig până să ajungem în cetate. Luăm și un covrig dacă că dorești. Că deja ni s-a făcut foame după da, cafeaua putem... de mai devreme. Exact, și ne oprim exact în aproape de mijlocul, să zic așa, în interiorul cetății, găsim secția de istorie și arheologie, iar acolo, în acest moment, se pregătește expoziția de bază Orașul Îngrădit, este o expoziție de istorie, de istoria orașului a secolului 17. Sperăm ca în prima jumătate a anului să o vernisăm.
mai putem vizita acolo o mini-expoziție, Capsula Timpului. Acea Capsula Timpului a fost descoperită în data de în luna octombrie a anului trecut, iar în data de 22 noiembrie s-a oficiat deschiderea Capsulei Timpului, unde s-au găsit documentele lăsate de mai bine de 100 de ani de de antreprenori și toți cei care au participat la punerea pietrei de temelie în zidurile Colegiului Reformat. Până în 25 septembrie, vizitatorii pot vedea acea mini-expoziție, urmând ca obiectele să fie preluate de către Colegiul Reformat și de acolo nu mai știm exact ce se întâmplă. Dar până atunci, noi vă așteptăm la parterul secției de istorie și arheologie din cetate să viziteți această mini-expoziție. Când ai pomenit de secția de științe ale naturii, mă gândeam la faptul că mulți târgumureșeni oarecum confundă această clădire cu această instituție, Muzeul Județean Mureș, și în această linie te-aș întreba dacă mai sunt lucrări care nu se văd, pentru că cel puțin de pe strada Horea se vede foarte bine această clădire. Acum se lucrează în interior la pregătirea expoziției de bază. Deci deja partea de exterior este vizibil renovată, este totul nou, se lucrează pe partea de interior în acest moment. Ceea ce de multe ori se realizează această confuzie că muzeul sau secția de științele naturii ar fi sediul Muzeului Județean Mureș este pentru faptul că această clădire a fost construită ca să fie muzeu. Din acest motiv se face această confuzie. Dar Muzeul Județean Mureș are, am spus, 5 spații de vizitare și un sediu administrativ. Sediu administrativ nu are sens să vi-l spun, dar tot ce pot să vă spun este că la sediu administrativ este și laboratorul de conservare și restaurare. Noi, prin programul Joia Muzeală, am reușit să aducem publicul vizitator și în acel spațiu prin ateliere demonstrative. Au fost în jur de 3 ateliere demonstrative. Care au loc în zile de joi? În fiecare zi de joi, de la ora 17, am creat un program pilot în luna august anului trecut, în care am invitat, practic, vizitatorii să cunoască și latura din spatele colecțiilor, ce se întâmplă în spate și în fața acestor colecții, prin ateliere, cum am spus mai devreme, prin tururi ghidate și, în plus, dorim să dezvoltăm și partea de cinematecă a muzeului. Știm că pandemia a făcut ca să nu avem neapărat un muzeu de artă și nu neapărat că vrem să compensăm acest lucru, ci vrem să oferim o alternativă din punct de vedere al cinematografiei publicului vizitator. Astfel, 2 zile de joi din lună sunt dedicate filmului și acestea se proiectează în spațiu alternativ ori din cetate, adică la secția de istorie și arheologie, ori în Palatul Culturii, depinde de numărul de înscrieri, cel mai mult și de tipul de film pe care îl proiectăm. Și celelalte 2 joi sunt dedicate atelierelor și tururilor ghidate. Ultima activitate de Joia Muzeală, de joia trecută, a fost un tur ghidat în expoziția temporară Eugen Gâscă. Pe pagina de Facebook a Muzeului Județean Mureș, noi încercăm să postăm în timp real care e atmosfera din aceste întâlniri săptămânale. Cum spuneam la început, acest proiect a început ca proiect pilot. Am tras linie în luna decembrie și am adunat aproximativ 300 de vizitatori. Este un număr mic, după cum vă spuneam mai devreme, dar în aceste condiții nu putem vorbi despre un trafic mare, ca să zic așa, de vizitatori, având în vedere spațiile și toate condițiile de pandemie. Cum se pot procura biletele pentru acest gen de eveniment? Pentru Joia Muzeală sunt bilete de vizitare a spațiului a spațiului unde se ține acea Joia Muzeală. Încă planificăm ca pe viitor să avem un bilet special pentru aceste programe culturale, pentru Joia Muzeală, să avem bilete pentru familii, pentru grupuri mai mari, în care să le putem oferi o reducere și chiar și abonamente pentru cei care își doresc să își petreacă mai mult timp în muzeu, având în vedere numărul de spații pe care l-am alocat.
De asemenea, din 1 februarie, publicul își poate achiziționa bilet și online. E un subiect la care am vrut să ajung. Ok. Mi-am dat seama că acolo vrei să ajung și de asta am zis să pornesc în direcția Într-o aceea. Lume în care totul se digitalizează și devine o normalitate, prezența în online, cred că trebuie ținut pasul, așa că exact. Te rog să ne spui ce se poate face de la 1 februarie, când vine vorba de muzeu. De la 1 februarie este foarte simplu, din două clicuri puteți să vă cumpărați bilet la muzeu, intrați pe muzeulmureș.ro, acolo este secțiunea de bilete online, sunt active pentru moment 3 spații din 5. După cum bine știți, secția de științele naturii este închis pentru vizitare, pentru că e în reabilitare și, de asemenea, până la 1 aprilie va fi închis și situl arheologic de la Călugăreni, datorită condițiilor meteo, desigur. De la 1 aprilie o să fie activ și situl de la Călugăreni. Dați click pe locul pe care doriți să-l vizitați, vă selectați biletul, desigur sunt mai multe opțiuni, biletul întreg pentru adulți, biletul redus pentru pensionari și biletul redus pentru elevi și studenți. Sperăm că în curând, cu ajutorul și cu suportul Consiliului Județean, să putem include și acele bilete de tip abonament pentru familii și pentru activitățile culturale. În plus, dacă tot ați intrat pe muzeulmureș.ro, am digitalizat și revista muzeului. E vorba de Marisia. Dacă intrați pe butonul Marisia, veți putea descărca toate revistele în format PDF. Desigur, aceste reviste sunt și în format fizic, ele se pot cumpăra de la casele de bilete de la fiecare spațiu de vizitare în parte. Dar pentru cei care caută un anumit subiect, este simplu să dea un click pe una din numerele de Marisia, să caute subiectul printr-un control F și mai apoi să cumpere dacă își dorește și formatul fizic. Mă întorc din nou la secțiile pe care le-ai pomenit, care e cea mai veche? Păi, secția de științele naturii, aia probabil, am început... Probabil din acest motiv se și confundă cu muzeul în sine. Exact, exact. Și e un lucru bun până la urmă, pentru că nu e frumos să fac eu aprecieri, dar cred că este una din cele mai frumoase clădiri alături de Palatul Culturii, desigur. Este și cea mai secție mare ca muzeu, clădire. Stai să vorbim ca și așa. Muzeu, cred că am greșit, vorbim de Palatul Culturii, pentru că acolo a fost Pinacoteca, greșesc, Pinacoteca a fost în Palatul Culturii, adică Muzeul de Artă. Deci greșesc, a doua a fost muzeul, secția de științele naturii. Și dacă vorbim de secții, excluzând Palatul Culturii, care știm este o clădire splendidă și mare în același timp, da? Următoarea ca mărime este cea de pe strada Horia. Exact, exact. Ce putem vedea în viitorul apropiat la muzeu? Ce noutăți ne pregătiți? Ce inedit vom mai putea vedea dacă trecem pragul acestui muzeu? Joia Muzeală propune de săptămâna aceasta Joia Muzeală Kids. Este un proiect, va fi aproape în fiecare, o săptămână din fiecare lună, un eveniment dedicat special copiilor. Săptămâna aceasta avem un film dedicat publicului cu vârste cuprinse între 4 și 9 ani. Sperăm ca pe lângă activitatea deschisă publicului să fie cât mai mulți elevi și preșcolari pentru activitățile cu circuit închis. Introducem și activitățile cu circuit închis, adică pe bază de programare clasele pot veni pentru tururi ghidate, pentru activitatea de joia muzeală și pentru orice tip de vizită, dar doar special pentru ei. Ne pregătim pentru Noaptea Muzeelor. În 2022, Rețeaua Națională de Muzee a propus ca și dată 14 mai, va fi înainte de Ziua Internațională a Muzeelor, cea de pe 18 mai. Va fi într-o sâmbătă și sperăm din suflet să fim cât mai puțin condiționați de pandemie și să putem prelungi programul până noaptea, așa cum au fost vizitatorii obișnuiți. Anul trecut am avut un număr de 6.000 de vizitatori, sperăm să ajungem la acest număr și anul acesta sau chiar să-l depășim.
După Noaptea Muzeelor ne pregătim pentru Festivalul Romanț, care este la a 10-a ediție, este o ediție aniversară, va fi la început de august, la situl de la Călugăreni. Dacă ați intrat pe site sau dacă ați văzut pe Muzeul Digital, noi am postat niște clipuri din edițiile anterioare. De asemenea, clipuri mai găsiți și pe canalul de YouTube al muzeului. La fel sunt clipuri de prezentare a fiecarei secții în parte și a specificului, chiar și a laboratorului de conservare și restaurare, găsiți acolo un material scurt. Bun, vorbim de Festivalul Roman, care este la ediția aniversară, și cam atât pentru moment. Și Joia Muzeală, care continuă, desigur. Când ai fost ultima dată la sau în acel loc unde ai descoperit liniștea? Păi după festivalul de la Călugăreni, în august, exact, când s-a încheiat, în 8 august. Câți kilometri sunt până acolo? Nu știu să zic din cap. Eu știu că fac în mod normal ar trebui să fac 30 de minute cu mașina, dar eu sunt șoferiță și fac puțin mai mult. Undeva la cam 40 de minute cu mașina și cam 45 cu transport în comun. Hai să presupunem că o bună parte din cei care ne privesc sau ne vor privi nu au fost în această localitate, în acest punct. Dă-le trei motive să ajungă acolo. Situl, spațiile expoziționale, faptul că acolo este centrul de cercetare al limesului roman și dacă sunt studenți și sunt pe arheologie, merită să meargă acolo. Și dacă este simplu, un simplu vizitator, Festivalul Roman adună una din cele mai interesante experimente de reconstituire istorică pe care le-am văzut în Târgu Mureș. Deci merită să veniți la Festivalul Roman din luna august, dar merită să vizitați și singuri ca și experiență individuală pentru liniștea locului și pentru căldura oamenilor de acolo, din sat. Suntem live cu Liliana Lirca, muzeograf și PR al Muzeului Județean Mureș, live pe One2One, ms24.ro, Ovidiu Mita, grupurile de Facebook Mureș24 și Ești din Târgu Mureș Dacă. Întâlnirea cu Liliana o puteți urmări de mâine încolo și pe canalul nostru de YouTube One2One, dar dacă sunteți ceva mai ocupați și vreți doar să ne ascultați, o puteți face la o calitate audio HD pe canalul nostru de Spotify One2One by Ovidiu Mita. Și mă întorc la tine să ne spui, pentru că un PR, iată, știe laboratorul intern al unei instituții, cam care este cea mai mare provocare a Muzeului Județean Mureș în ultima vreme. Sigur, nu ai fost PR cu mulți ani în urmă, doar de un an aproximativ, dar cu siguranță cunoști istoricul, chiar dacă nu ai fost pe acest post. Cea mai mare provocare pentru Muzeul Județean Mureș, ca și pentru toate instituțiile culturale, în acest moment o reprezintă pandemia și instabilitatea. De ce spun lucrurile astea? Pentru că această instabilitate nu îți oferă siguranța că poți să deschizi o expoziție și să ai un număr mare de vizitatori. Orice expoziție înseamnă un anumit cost și nu mă refer neapărat la bani, cât mă refer la resursa umană, la resursa materială, și pandemia a făcut ca numărul de vizitatori, desigur, să scadă foarte tare. Aceasta e cea mai mare provocare, colecțiile și expozițiile, cum se valorifică acestea. O altă provocare este deschiderea publicului pentru activitățile noi ale muzeului. Foarte multă lume reticentă? Nu neapărat reticentă, cât de multe ori consideră că n-au auzit, deși încercăm să fim pe toate canalele media. Avem chiar și cont pe Instagram, care este pe limba engleză, special pentru toate tipurile de public pe care le-am putea vreți avea. Vreți să ajungeți la tineri? Asta este cea mai mare dorință a noastră în acest moment, pentru că este un tinerii, credem noi, în acest moment sunt cei mai puțin targetați în Târgu Mureș. Poate greșesc, dacă vrea cineva să spună lucrul ăsta, să spună. Ideea este că tinerii au, cred că, cea mai mare nevoie de deschiderea noastră și
de multe ori am auzit chiar și în timpul tururilor ghidate sau la ateliere veneau tineri și ne spuneau, wow, nu știam că e așa de fain în muzeu. Da, trebuie adus atunci să guste ce exact înseamnă cultura. Exact. Cam câte exponate are muzeul, dacă s-a făcut un bilanț în acest s-a sens? S-a făcut, desigur, este un inventar, vorbim de peste pentru 200 de mii de exponate, dar nu toate sunt expuse. 80% sunt în sunt în stare de conservare și restaurare permanentă și doar 20-30% sunt expuse în acest moment în muzeu. M-am spus, ne pregătim de deschiderea expoziției de bază în la istorie. Vorbim despre expoziția temporară Mureșeni în tranșe, ultimele reușite, ca să zic așa, la etnografie. Vorbim de Galeria de Artă Maghiară și Galeria de Artă Românească, care sunt deschise, și în curând vom vorbi și despre științele naturii. Se conservă greu și scump exponatele? Nu știu dacă scump, nu pot să vă dau acest detaliu, dar procesul în sine de restaurare și conservare știu că este unul lung și are mai multe etape, etape pe care le-am descoperit de la colegii mei de la Laboratorul de Conservare și Restaurare. Foarte multă migală și de multe ori oamenii nu-și dau seama ce înseamnă restaurarea unui simplu obiect. Vorbeam cu colegii mei, să zicem, o carte poate dura și un an în restaurarea ei, din momentul în care este descoperită și se stabilește gradul de uzură și toate elementele care se adaugă sau nu la acel obiect restaurat. Se pot face toate aceste operațiuni în Târgu Mureș? Se pot face, 80% din operațiuni se fac în Târgu Mureș, majoritatea se fac în Târgu Mureș, dar mai multe detalii legate de laborator de conservare nu pot să vi le dau eu, ci colegii mei de la restaurare. Dacă ar fi să vorbim despre arii de activitate prezente în piesele muzeale, cam despre câte sau care ar fi acestea așa în linii mari? Dacă vorbim de carte, sigur știm care este zona. Dacă vorbim despre costume populare, iară știm care este zona. Cam câte alte domenii? Istorie. Vorbim de istorie, de viața cotidiană și aici mă duc tot la etnografie, da, la Mureșene, tranșele Marelui Război. Vorbim de artă, da, la galeriile de artă. Și vorbim despre sit arheologic la Călugăreni. Deci cam astea ar fi arile cuprinse în Muzeul Județean Mureș. Câți angajați are muzeul? Aproximativ 110, sper să nu greșesc. Și muzeografi? Muzeografi sunt undeva la 40% din numărul total. Vorbim aici și de partea administrativă, de supraveghetori care sunt separați de muzeografi. Câți curatori? În acest moment avem pe expozițiile care sunt active, ca să zic așa, doi la galeriile de artă, doi la mini-expoziția din cetate și trei la Mureșeni în tranșele Marelui Război. Fă-ne să înțelegem care este oarecum diferența între curator, cele două îndeleniciri sau cei doi termeni, că probabil multe lume a auzit, dar poate că nu știe profunzimea celor doi termeni. Muzeograful, sau specificitatea. Muzeograful este o meserie, da? Iar curatorul este cel care se ocupă de o expoziție. Acesta poate fi și muzeograf sau cercetător. Curatorii, practic, preiau studiul de caz de la bun început, deci preiau o expoziție cu obiectele care urmează să fie expuse și se ocupă de inventarierea lor, de punerea lor în expoziție. Dacă e nevoie de restaurare, acestea se duc la laboratorul de restaurare și conservare și mai apoi ele sunt expuse. Se ocupă de panotaj, adică felul în care acestea sunt expuse și, desigur, de prezentarea lor prin tururi ghidate sau prin materiale informative. Mă gândesc că și tu această calitate de curator sau nu? Eu nu am această calitate, eu sunt omul care vorbește.
sunt comunicatorul. Asta fac. În deci acest nu te vom vedea vorbind despre exponate prin... Încă nu. Da, dar apropo de faptul că vorbești despre instituție, sunt curios dacă ai avut momente așa inedite când vine vorba de această vorbire despre instituție. Nu știu, să îți dai seama că ți-a scăpat ceva sau poate nu erai tocmai acolo pe subiect. Și când anume? Cred că în fiecare zi mi se întâmplă lucrul ăsta și în fiecare zi mi-analizez lucrurile pe care le spun, le transmit în scris sau oral. Desigur, și ce spui, că face așa o derulare și... Asta face parte din munca mea și chiar vorbeam cu colegii că munca de comunicator nu e cea de 8 ore, nu are cum să fie niciodată cea de 8 ore, când ești în permanentă căutare, nu neapărat și de cuvinte, desigur, și de forma cea mai corectă și aproape de adevăr a realității pe care o trăiești în instituție. Și cum bine știi, nu e vorba doar de comunicare externă, ceea ce se vede, ceea ce auziți, și cea internă, adică felul în care comunicăm unii cu ceilalți, ca să înțelegem același mesaj. Da, este absolut firesc și uman, cred că, să greșești, și cred că astea, greșelile au fost cele care m-au făcut să ajung aici în fața dumneavoastră. Da, ca să fii stăpân de sine, trebuie să faci acele reluări pe care exact le-ai pomenit mai devreme și exact să devii din ce în ce mai bun. Care este publicul fidel al muzeului? Cel mai fidel, ca să zic așa, dintre toate secțiile, pot să spun că este publicul de la galeriile de artă. Pe ei văd... Vreo explicație? Păi cred că frumosul este cel care ne unește. Și arta în aceste momente este ca o oază de liniște în acest tumult, ca să nu zic contextul social și istoric în care suntem noi acum. Cred că e mult mai simplu să te duci într-o galerie și să încerci să-ți cauți niște răspunsuri la lucrurile pe care nu le înțelegi sau le înțelegi, dar nu le poți controla. Dar dacă, iată, am pomenit de public fidel, care ar fi publicul țintă sau cel pe care l-ați simți? În acest moment, la galeriile de artă țintim, ca să zic așa, publicul din Liceul Vocațional de Artă. Credem că educația înseamnă și inspirație, mai ales dacă vorbim de artă. Ca mici artiști, eu așa îi consider pe toți cei care sunt elevi acolo și liceeni, consider că inspirația vine din cele mai mari nume expuse și chiar am avut săptămâna trecută o întâlnire cu elevii clasei a 7-a, dacă nu mă înșel, tot așa la o oră de desen, unde efectiv doar am pus întrebarea dacă l-ai întâlnit pe artistul tău preferat, ce ai transmite în acest moment, și foarte mulți și-au exprimat recunoștința. Deci este clar că elevii sau tinerii au nevoie de o inspirație și în timpuri tulburi și în timpuri în care tehnologia a preluat foarte multe din lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Poate mult prea multe când vine vorba de relaționare. Exact, exact. Relația cu arta, cea directă, fără intermediată de tehnologie, este pură și e dorită. Și cred că e dorită mai mult acum decât a fost înainte. Apropo de public și de tehnologie, am văzut pe site-ul vostru că aveți tururi virtuale. Da. Nu am reușit să le parcurg, dar te las pe tine să ne spui cam pe unde ne-am putea plimba virtual în Muzeul Județean Mureș. Pentru început avem doar două tururi virtuale și aici vorbim de expoziția Mureșeni în tranșele Marelui Război. Vernisajul a fost anul trecut în 11 iunie. Este o expoziție proaspătă, este o expoziție temporară de 4 ani, dar cei care nu sunt în Târgu Mureș și nu știu unde să se ducă mai întâi, noi le recomandăm să înceapă cu Mureșeni în tranșele Marelui Război. Este o expoziție pe 2 etaje. Este, nu știu dacă turul permite acest sentiment, dar efectiv ai senzația că intri în tranșee la propriu și este o experiență care trebuie trăită
de fiecare și de preferat individual, ca să înțelegi. După care, desigur, Palatul Culturii, care rămâne pe primul loc, acolo puteți să vedeți holul și sălile expoziționale de la etaj. Care ar fi perioada cu cei mai mulți vizitatori din an? Lunile de vară, clar. Deci în lunile de vară, pentru că acolo intră chiar și în pandemie, intră și turiștii. Câțiva, dar intră. Și când vine vorba de turiști, ei vin de pe unde? La Palatul Culturii, mă gândesc, da, că este vizat. Este punctul principal. Ei vin prin agențiile de turism. De asta ne și dorim ca de anul acesta să intrăm într-un parteneriat direct cu agențiile de turism și să le propunem pachete de vizitare a tuturor spațiilor deschise, spațiilor muzeale deschise, pe lângă Palatul Culturii, desigur, care rămâne perla orașului. Dacă ar fi să bifurcăm acele aspecte care poate fac ca lucrurile să nu meargă așa cum vă doriți, unul material și unul birocratic, că știm că birocrația este peste tot, cam care are pondere mai mare? Cred că sunt cam pe aceeași treaptă, pe aceeași superioară, nu? Da, da, suntem acolo, dar simt că tendința este spre mai bine. Cred că prin puterea exemplului o să reușim să schimbăm, măcar dacă nu la nivel de mentalitate, partea de birocrație și să o mai... Să lăsăm faptele sau evenimentele să vorbească de la sine înaintea hârtiilor, dacă mă întrebați pe mine, când vorbim despre activitatea culturală. Desigur, când vorbești despre celelalte departamente, unde e pe partea de administrativ sau achiziții, acolo clar ai nevoie de documente care să susțină fiecare din investiții. Dar cred eu că birocratic ar fi bine să se mai să o lăsăm puțin mai mare, mai ales că avem tehnologie și e păcat să nu profităm de ea. Pe principiul, declarațiile online se depun la ghișeul 7, la etajul 3, nu? Nu mai. Având în vedere scopul muzeului, nu putem discuta despre ghișeul online, e la ghișeul numărul 5. Și noi punem foarte mult accent pe relația directă cu oamenii, deci și la fiecare din activitățile muzeului. Eu și câțiva colegi mergem efectiv în mijlocul oamenilor și întrebăm și prin chestionare de tip dialog, transmis oral, dar și chestionare scrise, întrebăm cum s-au simțit, ce își doresc să vadă și încercăm să adunăm aceste impresii de la fața locului atunci când sunt proaspete. Și dacă nu reușiți să faceți asta la fața locului, nu v-ați gândit la varianta chestionarelor, feedback-ului online? Avem feedback, am avut de fapt un chestionar online, doar că încă nu am reușit să ne dăm seama de ce nu a funcționat, de ce a fost mai ușor să ne transmită verbal ceea ce simt decât prin chestionar online. Mă gândesc că felul în care a fost transpus sau transmis, o să mai încercăm o dată de noaptea muzeelor să vedem dacă o să fie la fel. Plus că, să nu uităm, încă nu am ajuns în totalitate la publicul nostru țintă dorit, la tineri. Suntem încă la media mai de sus, ca să zic așa, ca vârstă, care preferă clar... Clasicul. Clasicul, exact. Preferă clasicul. Exact. Cam cât de greu este să faci parteneriate între muzee ca... nu știu, piese de la Târgu Mureș să fie văzute la Constanța și exponate dintr-un muzeu din București să poată fi vizitate, văzute la Târgu Mureș. Adică să se plimbe piesele, chiar dacă vă aparțin vouă sau altor muzee, să fie o interconectivitate în această breazlă. Din punct de vedere al parteneriatelor, este foarte simplu, ca să zic așa, dar revenim la partea birocratică, unde e nevoie teoria de ca teoria, da? Dar practica. Practica, exact, trebuie să parcurgem niște pași, acei pași durează și e o chestiune de timp până când lucrurile se vor mai fluidiza. În schimb, am descoperit o nouă modalitate ca și lucrările de aici să poată fi expuse în altă țară, nu neapărat în alt oraș, în
data de 15 ianuarie pe fațada clădirii Institutului Cultural de la Londra au fost expuse principalele opere din Galeria de Artă Românească și a putut fi văzut live atât de oamenii, de locuitori din Londra, cât și pe paginile noastre de Facebook ale Institutului Cultural din Londra și ale noastre, desigur. Când te-am întrebat acest aspect, mă gândeam, nu știu, poate la o brățară dacică, nu toate, sau poate la o vioară Stradivarius, care știm că a mai fost plimbată prin țară. Oare nu ar atrage mai mult public și în el să se regăsească și acel public țintă pe care voi îl tânjiți de mult, tinerimea? Exact, exact. S-a și întâmplat acest lucru. A fost o expoziție în Madrid, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Acum nu am toată informația. Este în continuare deschisă și avem un exponat expus acolo. Doar că în continuare știu că veți spune că pandemia, dar chiar pandemia a făcut ca aceste expoziții și ca aceste parteneriate să fie puțin mai restrânse și cu obiecte mai puține care să se plimbe dintr-un loc în altul. Deci noi sperăm ca după această, măcar după ce se vor relaxa măsurile, să putem crea parteneriate naționale și internaționale mult mai fructuoase în sensul de a putea plimba anumite obiecte de patrimoniu de la noi la alte muzee din țară și din afara țării, desigur. Spuneai mai devreme de online. Da. Cum simți că vine feedback-ul pe acea cale? Feedback-ul vedem pe numărul de vizitatori ai site-ului. Avem un plugin sau nu știu cum, un motor de cuantificare a site-ului și a numărului de vizitatori. Câți vizitatori și aveți? Pentru 5, că acolo nu 5.000 aproape zilnic. Deci 5.000 intră pe site, pe toate articolele, deci să faci un calcul total. Dacă, de exemplu, ai dat un click, ți-a apărut. Pentru că pe Facebook aveți 5.800 și ceva de urmăritori, iar aici vine acel lucru pe care spuneai și tu că vă lipsește, Instagram, rețeaua tinerimii, cu 105 urmăritori. Am început în luna iulie. Și, practic, aici cred că mai avem puțin de lucru, în sensul că fiind doar comunicare în limba engleză și faptul că ne adresăm unui public din toată lumea, foarte multe din informațiile pe care le furnizăm, de exemplu, pe social media, pe Facebook, nu le putem transmite mai departe pentru că nu au relevanță pentru Instagram. Încercăm să reducem partea de text pe Instagram și să punem cât mai multe fotografii, pentru că știm foarte clar că astea atrag și îl creștem încetul cu încetul. Ca pe un copil. Exact. Oare dacă mergeți doar pe limba engleză, nu vă înhămați la o pălărie mult prea mare? Nu ar fi de preferat să... Dream big and live the dream, nu? Dar dacă nu vin rezultatele, atunci trebuie regândită. Cred că este o chestiune de timp. Așa a fost și cu Joia Muzeală. În primele ediții n-a venit nimeni. Dar absolut nimeni. Am stat în fața muzeului și cu totul că era anunțat și tot, nu a venit nimeni. Trebuia să chemați presa să... Am zis că o luăm treptat, ca și Instagram-ul. Nu forțăm, cum să zic, există foarte multe tool-uri sau instrumente prin care poți să-ți crești, la fel și Facebook-ul și Instagram-ul, dar nu ne dorim o creștere forțată. Vrem să fie Știm o creștere reală. Cel mai simplu tool este să cumperi like-urile. Și... Exact, dar nu e relevant pentru noi asta. Nu și... Nici feedback-ul celor mulți cumpărați nu va fi sau direct, aproape nu va fi pentru că ei nu rezonează cu entitatea de la care primesc informațiile. Exact. Și cred că toate lucrurile bune chiar se fac în timp. Și în Târgu Mureș mai mult am simțit că e nevoie de timp pentru fiecare lucru pe care îl faci. Dacă în Constanța ritmul era foarte alert, trebuie să recunosc că de acolo vin. Aici lucrurile merg puțin mai încet, dar și înțeleg de ce merg mai încet. Că odată ce cresc real, nu cresc forțat. Se vede că îți place în Ardeal. Păi nu.
În afară de banii de la buget via Consiliul Județean, proiecte cu fonduri structurale? Noi nu putem să accesăm, de exemplu, fonduri europene, pentru că Consiliul Județean e cel care... Sau Consiliul Județean în numele vostru? Da, Consiliul Județean are în derulare două proiecte mari, proiecte europene, la Palatul Culturii și la clădirea secției de științele naturii. Deci în acest moment se desfășoară aceste două proiecte. Suntem încă în fața de licitații pentru prima... pentru Palatul Culturii vorbim de licitația pentru continuarea lucrărilor de restaurare sau reabilitare a palatului, iar pentru Științele Naturii vorbim despre licitația care este în curs de desfășurare privind expoziția de bază care se va construi acolo, se va pune practic în clădire. Care este cel mai frumos muzeu pe care l-ai văzut tu? Oh, greu. Și nu ne spune cel din Târgu Mureș că ai fi acuzată de subiectivism. Altul din România și unul din afară, dacă este din și unul România, din afară. Deci vorbim personal acum, nu mai vorbesc evident. Ca și Pierre, vorbesc ca Liliana Lirca în acest moment. Din România îmi place foarte mult Muzeul Țăranului Român. Și din afară e foarte greu. Nu știu ce să aleg. Cred că o să aleg muzeul din Takayama. Și de ce? Louvre, toată lumea știe, muzeele mari știm foarte clar, eu mai am și o vorbă, la pomul lăudat nu te duci cu sacul, da, știm. Și cu părerile. În schimb, dacă aveți drum în Japonia, vă recomand să vă opriți în Tokyo, nu mai știu exact cum se numește muzeul respectiv, și în Takayama, la Muzeul de Istorie și Art, acolo să vedeți ce înseamnă simplitatea în cea mai frumoasă formă, dar simplitatea nu în sensul de superficial, ci o atenție la detalii pe care n-am văzut-o nicăieri în lumea asta. Am văzut-o în acel muzeu și mi-a venit acum în minte, există un muzeu, cum este muzeul Astra din Sibiu, pe care la fel îl recomand, muzeul de afară, de muzeul satului, este și în Takayama, se numește Hida no Sato și este... Am avut senzația că sunt în Sibiu, dar cu, nu știu, cu altă stare. Nu știu dacă pot să zic în cuvinte. E ca și cum aș fi în două locuri în același timp, dar la 100 de ani distanță între ele. Și apropo de simplitate, spune o vorbă englezească, less is more, adică... Clar, clar. Asta este, cred că în tot ceea ce facem, cu cât ajungem mai ușor la, adică cu cât facem lucrurile mai ușoare și mai simple și mai pe înțelesul copiilor, aș putea spune, cu atât înseamnă că ai ajuns spre perfecțiune. Nu știu cine zicea, Einstein parcă zicea că dacă reușești să explici unui copil, dacă nu reușești să explici unui copil de 5 ani despre ce este vorba, înseamnă că nici tu nu știi despre ce e vorba. Ce-ți place să faci când nu trebuie să faci? Ce-mi place să fac? Când nu trebuie să fac. Adică atunci când nu ești constrânsă de nimeni și nimic. Fac turism cultural. Când nu sunt, când am timp liber, în special în timp liber. Adică merg... Unde? Cum? Cu cine? Păi depinde, ori cu prietenii, ori cu copilul, ori cu familia, dar în principiu mi-aleg ori un spectacol, mă uit la teatrele unde am fost, desigur, ori aici, ori în Sibiu, ori în Târgu Jiu, așa, mi-aleg anumite momente și mă duc să văd acel spectacol, să vizitez un muzeu, să fac un maraton din ăsta cu tot ce poate să-mi ofere un oraș din punct de vedere cultural, dar am timp, din timp, să-mi fac programul să fie aproape, cât mai aproape de dorințele mele, ca să zic așa, de gusturile mele când fac acest lucru. Ai pomenit de teatru, un actor preferat român? Un actor poate fi de film? Sau... Ajungem la Târgu Mureș imediat. Okay. Deocamdată suntem într-un areal mult mai mare. Ok, bine, bine. Din România? Da. Foarte, foarte nou descoperit este Alex Bogdan.
În sensul că cu el am avut și un... el a jucat în Întregalde și este și actor de teatru și ce îmi place la el este că e foarte conectat la real, la ce se întâmplă acum. Este extraordinar de prezent pe social media. Până și copilul meu de 10 ani este îndrăgostit de el și limbajul lui se apropie foarte mult de limbajul copiilor. Dar nu în sensul de copii ca și, nu știu, din punct de vedere educațional, dar el poate influența foarte ușor, de exemplu, o percepție și îmi place foarte mult el și felul în care joacă și felul în care se exprimă, îmi place, în acest moment îmi place foarte tare Alex Bogdan și mai îmi place foarte, foarte mult Ofelia Popi de la Sibiu. Este extraordinar. Și de la Sibiu revenim la Târgu Mureș, mai ales că acum avem și ceva bucățele de autostradă și ajungem mult mai repede, așadar, la Târgu Mureș. La Târgu Mureș e greu, că sunt aici. Ar trebui să zic mai bine un spectacol pe care l-am văzut. Poți să zic un spectacol? Trebuie neapărat. Ești diplomată, să zic actor. Da. Am văzut Tihna al lui Radu Afrim în limba maghiară, cu traducere, cu supratitrare și a fost, cred că, prima dată când mi-am dorit foarte tare să cunosc limba, pentru că am pierdut foarte mult din jocul actoricesc urmărind traducerea. Dar extraordinar spectacolul, de mult voiam să-l văd, e un spectacol extrem de apreciat și foarte, foarte, foarte fain. Dacă puteți să vedeți Radu Afrim în Târgu Mureș, vă rog să o faceți oricând la orice spectacol semnat de el ca și regizor. Denicu Mihoc îmi place. A fost în urmă cu vreo lună și jumătate. Da, știu, l-am și văzut și să mă simt foarte onorată că sunt pe același scaun. Așa. Și atât cu Târgu Mureș, putem merge. Da. Și un actor de afară? Un actor de afară, uf. Acolo e mai mare, da, concurență. Plaja, da. Și plaja, da. Da. Nu știu neapărat dacă actor. Eu, să vă spun sincer, urmăresc regizori mai mult decât actorul în sine. De ce? Pentru că fiecare regizor are un stil pe care îl dictează actorului să-l joace într-o anumită manieră și mai repede îmi vine să vorbesc despre regizori decât despre actori. Nu în sensul că nu-mi plac actorii. Sunt convinsă că fiecare actor, din ce apreciați și din așa, își fac treaba exact așa. Dar mie mai mult mi-a plăcut ideea de în spate. Omul care creează acel material, nu neapărat omul care îl execută, să zic așa. De multe ori vorbeam cu prietenii și spuneam că Titanicul nu ar fi fost Titanic niciodată fără un regizor care a regizat Titanicul. Exact, exact. Chiar dacă l-ai pe DiCaprio și ai... E ok, au jucat extraordinar, bravo lor, au luat foarte multe Oscaruri, dar regizorul e cel care a dictat practic, sau echipa din spate a dictat practic tot ce s-a întâmplat. Mi-am adus aminte, Tilda Swinton, Tilda, e cea mai apropiată de mine ca și actriță, da, ea este pe, vezi, tot despre actrițe vorbim, ce să facem. Da. Și Kim Ki-duk ca regizor. Interesant. Vreun film regizat de el? Recomandat? Pieta. E foarte dur. Nu recomand persoanelor care nu poate să vadă lucruri mai puțin... E un fel de Joker? Nu. E nu știu cum să spun... E foarte profund și e marcant. E bine să-l vezi după 18 ani. Cel mai bine. Eu l-am văzut pe la 30 și ceva de ani. Și mi-a rămas și acum am câteva imagini în minte. Liniana, mulțumesc pentru faptul că ne-ai adus așa o fărâmă din Muzeul Județean Mureș, aici în studioul One to One. Și vrem să te mai avem pe același scaun și să te mai tragem de vorbă când pregătiți poate ceva inedit, cu mare, mare drag. Acest studio și acel microfon se va deschide PR-ului Muzeului Județean Mureș. Mulțumesc frumos! Cu mare, mare drag și spor în toate, în toate proiectele pe care le-ai pomenit și pe care
urmează să le întreprindeți în viitorul imediat apropiat. Mulțumesc încă o dată și spor în toate. Mulțumesc frumos, o seară bună să aveți. Să fie. Am stat de vorbă cu Liliana Lirca și suntem încă live pe ms24.ro, One to One, Ovidiu Mita, Mureș 24 și Ieși din Târgu Mureș Dacă. Această întâlnire cu Liliana o puteți vedea de mâine încolo și pe canalul nostru de YouTube, One to One, sau ne puteți asculta la o calitate audio HD pe canalul nostru de Spotify, One to One, by Ovidiu Mita. Deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate, numai bine!